Weekendul vine cu valori termice mai ridicate decât cele normale pentru a doua decadă a lunii februarie. La Giurgiu cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Diminețile vor fi mai reci, cu minus 3, minus 1 grad, dar până la amiază temperatura va crește până la 11-12 grade, ceea ce înseamnă mai mult de 5 grade peste medie. La prima oră vor fi și condiții de ceață, presiunea atmosferică va crește treptat, iar norii și precipitațiile dispar în cursul zilei de sâmbătă. Duminică, un nou proces de încălzire se simte la scara întregii țări. Ca aspect, o zi frumoasă, însă în primele ore ale dimineții, ceața ar putea persista în zona noastră. Temperaturile vor atinge maxime de 16 grade. Vântul va sufla cu o putere de 5 km pe oră din direcția est-sud-est. Presiunea atmosferică va fi de 757 mm coloană de mercur. Cotele apelor Dunării sunt în creștere cu 15-25 de centimetri, iar cota probabilă este de 184 de centimetri. Umiditatea aerului va fi de 78%.